Elevii din Țara Făgărașului și nu numai au ocazia să-și demonstreze talentul pe scena Casei Municipale de Cultură. Festivalul Evadar în Artă, devenit deja tradiție în orașul nostru, va fi organizat și în acest an. Așadar, cei care vor să concureze la una din cele 6 secțiuni pot să se înscrie pe adresele de mail și Facebook ale festivalului. Mâine este ultima zi de înscriere la Festivalul Evadar în Artă. Cei care vor să participe la acest festival pot să trimită cererea de înscriere pe adresa evadareaartă@yahoo.com și pe adresa de Facebook Festivalul Evad Art. Deja peste 150 de elevi s-au înscris la concurs. Este marea noastră mulțumire pentru că, iată, în al patrulea an de când s-a născut acest festival, am reușit să punem pe picioare acest eveniment în orașul nostru, care cred că deja a căpătat tradiție și greutate și este așteptat în fiecare an de copiii talentați și frumoși la suflet ai orașului nostru. Elevii pot opta pentru una din cele 6 secțiuni. Este vorba de teatru, muzică, dans, creație literară, creație plastică, fotografie, film. Concursul se va desfășura în perioada 1-6 aprilie, iar gala laureaților va avea loc în ultima zi de concurs. Avem o surpriză în gala laureaților, care se va întâmpla în 6 aprilie, după încheierea zilelor de concurs și a jurizărilor tuturor creațiilor elevilor. Am pus la cale, asta rămâne un secret între noi, un spectacol original, după un text scris de noi, cu toți cei care au participat la organizarea acestui eveniment, cu voluntari, copii ai școlilor din Făgăraș. Criteriile de jurizare vor fi afișate săptămâna viitoare pe pagina de Facebook a festivalului.